Nicu Popescu a demisionat din funcția de ministru al afacerilor externe, iar în stânga ministrului, regimul de la Tiraspol a recurs la noi provocări. Bun găsit! Începe retrospectiva săptămânii. Nicu Popescu a renunțat la funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene. În locul lui a fost numit vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi. 6 polițiști ai Inspectoratului Național de Securitate Publică au fost reținuți pentru fapte de corupție. Ei cereau bani de la șoferii care încălcau legea pentru a-i scăpa de anchetă. Termenul de examinare a dosarelor pentru redobândirea și recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova a fost extinsă la 6 luni, din cauza numărului mare de cereri și pentru reducerea fraudelor. Nicu Popescu a demisionat miercuri din funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene. Anunțul a fost făcut chiar de el într-o întâlnire cu presa, în care a spus că și-a îndeplinit misiunea. A evitat totuși să vorbească despre motivele plecării din funcție. În aceeași zi, în ședința de guvern, premierul Dorin Recean a anunțat că noul ministru de externe va fi vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi. Pentru meritele deosebite în procesul de integrare europeană a țării, Nicu Popescu a fost decorat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Ordinul Republicii. Doresc să vă anunț că am luat decizia de a-mi depune mandatul de vicepreministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova. Am reușit să punem Moldova ferm pe calea aderării la Uniunea Europeană și pe viitoarea hartă lărgită a Uniunii. Iar pentru a evita orice fel de interpretări eronate privind motivul demisiei mele, subliniez clar. Am îndeplinit cu succes obiectivele de politică externă. Ședința executivului a început cu aplauze și felicitări pe care miniștrii le-au adresat lui Nicu Popescu. Efortul diplomatic pe care l-a depus Republica Moldova și Nicu pentru că integrarea europeană la noi să avanseze și pentru ca să avem decizia din decembrie. Nicu, mulțumesc tare! Ulterior, la sediul Ministerului de Externe, Popescu a fost decorat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Ordinul Republicii pentru merite deosebite în procesul de integrare europeană a țării. Domnului Nicolae Popescu, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene, i se conferă Ordinul Republicii. Nicu Popescu a fost cel care a reușit să adune în jurul Republicii Moldova un număr impresionant de prieteni care ne-au ajutat, ne-au ajutat să menținem pacea, ne-au ajutat să menținem stabilitatea. Nicu Popescu s-a ocupat nu doar de diplomație în general, el s-a ocupat de diplomație energetică, diplomație economică, diplomație anticorupție. Tot în ședința de guvern a fost anunțată și noul ministru de externe. E vorba de Mihai Popșoi, deputat PAS și vicepreședinte al Parlamentului. El are 36 de ani și a fost reales în Parlamentul de la Chișinău în 2021 pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Până a venit în Parlament a oferit consultanță politică mai multor organizații internaționale. De asemenea, potrivit CV-ului, Popșoi a fost manager de proiect la Centrul NATO din Republica Moldova și analist politic la Ambasada SUA de la Chișinău. Președintele Parlamentului Igor Grosu a scris pe o rețea socială că funcția de vicepreședinte al legislativului va fi preluată de deputatul PAS Doina German, care va fi și președinte al fracțiunii politice. Plecarea lui Nicu Popescu de la Ministerul de Externe ar avea motive personale și nu a fost o decizie a guvernării legată de anumite conflicte. Este părerea analiștilor politici din Republica Moldova. Unele voci spun că noul ministru, Mihai Popșoi, a fost numit pe criterii politice și că va fi mereu comparat cu Nicu Popescu, care a avut o prestație bună în calitate de șef al diplomației de la Chișinău. Editorialistul Nicolae Negru este de părere că Nicu Popescu a plecat din motive personale pentru a se reuni cu familia care e stabilită în Franța. Jurnalistul mai crede că în perioada următoare nu-l vom vedea pe Popescu în alte funcții de stat. V-a spus el, s-a încheiat o etapă, vrea omul să se odihnească. Îl crede, într-adevăr, a depus un efort foarte mare. Familia lui la Paris, dispărțit de familie, adică nu e primul caz. Deci Marcel Spătar, de exemplu, mai
fost. Nu cred că o să-l vedem într-o nouă funcție, deși nu exclud. El ar putea fi negociator din partea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, dar am înțeles că el nu se vede în funcția asta. Alți analiști cred că Popescu va rămâne totuși în diplomație și va avea o funcție importantă legată de integritatea europeană a Republicii Moldova. Iar noul ministru al afacerilor externe, Mihai Popșoi, a fost numit pe criterii politice, mai spun unele voci. Plecarea domnului Popescu cel mai probabil este legată de faptul că Republica Moldova în curând va avea nevoie de un negociator șef pentru a negocia procesul de aderare la UE. Cel mai probabil va fi domnul Popescu. Legată de venirea domnului Popșoi, avantajul este că dumnealui are studii în domeniul relațiilor internaționale. Dezavantajul, nu a lucrat în domeniu ca și practician. Tot ce va face el va fi comparat cu activitatea domnului Popescu. Domnul Popșoi are o experiență bună în acest sens, are contacte bune stabilite în ultimii 2 ani și jumătate. Rămâne de văzut în ce măsură reuși să impulsioneze procesul de aderare la Uniunea Europeană. Evident că în interiorul Ministerului, dar și în rețeaua de ambasadori, în rândul unității de experți, la fel existau potențiale candidaturi, dar pornim de la logica numirii persoanelor în aceste funcții pe care o urmează actuala guvernare. Orice persoană numită într-o funcție de acest gen trebuie să fie un reprezentant al PAS-ului. Nicu Popescu este cel de-al 14-lea ministru de externe al Republicii Moldova. Fosta polițistă care a urcat băută la volan și a provocat un accident cu un mort și 2 răniți rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Avocatul inculpate și procurorul au cerut schimbarea măsurii. Detalii în câteva minute în retrospectiva săptămânii. Un nou incident în stânga Nistrului, Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, 2 jurnaliști de la Chișinău, au fost reținuți pe 24 ianuarie la Tiraspol, în timp ce filmau un protest organizat de autoritățile separatiste. Autoritățile constituționale au cerut eliberarea imediată a lor și au solicitat Tiraspolului să renunțe la abuzuri și provocări. Cei 2 jurnaliști au fost puși în libertate după câteva ore. În acest caz, Procuratura pentru Cauze Speciale a deschis un dosar penal. Viorica Tătaru și Andrei Captarenco au plecat la Tiraspol să filmeze protestul anunțat de așa zisele autorități din stânga Nistrului față de noul cod vamal, care obligă agenți economici din regiune să plătească taxe la fel ca cei de pe malul drept. La manifestație au fost observați fostul lider al regiunii Transnistrie, Igor Smirnov, și liderul de facto al regiunii, Vadim Krasnoselski. În scurt timp, jurnaliștii de la Chișinău au fost reținuți de forțele separatiste și însoțiți pentru audieri la așa zisul Minister al Securității. În scurt timp, Biroul Politici de Reintegrare remis o sesizare de urgență în care a solicitat eliberarea imediată a jurnaliștilor. Cazul a ajuns și în atenția misiunii OSCE în Republica Moldova și a partenerilor externi. În legătură cu reținerea ilegală de către exponenții așa numitelor structuri de forță din regiunea transnistreană a jurnalistei Viorica Tătaru, în adresa reprezentantului politic în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană de la Tiraspol, a fost remisă o sesizare de urgență cu solicitarea eliberării imediate a acesteia și a oferirii posibilității revenire în siguranță pe malul drept al Nistrului, se arată în comunicatul emis de Biroul Politici de Reintegrare. După aproape 3 ore de reținere, jurnaliștii au fost eliberați. Cei 2 au declarat pentru televiziunea la care lucrează că au fost conduși până la așa zisa frontieră și au fost obligați să șteargă imaginile de la protest pentru a fi lăsați să plece. Asociația Promolex a anunțat că a demarat o investigație în acest caz, iar PC Cox a deschis un dosar penal. Protestul autorităților separatiste de la Tiraspol vine după ce Chișinăul a aprobat noul cod vamal care obligă agenții economici din regiune să contribuie la bugetul național după o perioadă lungă de scutiri. Tiraspolul a incitat cumva cetățenii și organizează aceste proteste. Oricum, poziția Chișinăului este fermă, legată de codul vamal, legată de toți antreprenorii. Vom avea discuții suplimentare și cu antreprenorii. Ca răspuns la noile modificări la codul vamal, pe 17 ianuarie, Sovietul Suprem de la Tiraspol a aprobat o decizie prin care obligă fermierii de pe malul drept cu pământuri în zona controlată de separatiști să achite așa zise taxe vamale pentru a-și desfășura activitatea. Sunt cazuri variate. Avem informații că unii trec fără probleme, alții sunt opriți, deci nu știu cum se fac aceste alegeri, sau poate că platoul Cocieri într-un fel și platoul Coșnița deocamdată
e într-o altă situație. Insistăm pe lângă Tiraspol să clarifice și ei la rândul lor care este abordarea, pentru că până în momentul de față un răspuns foarte clar la acest subiect. Serebrean a mai spus că împreună cu reprezentanții Ministerului Agriculturii caută soluții pentru fermierii din Dubăsari. Aceștia ar putea beneficia de compensații sau unele facilități fiscale. 6 polițiști ai Inspectoratului Național de Securitate Publică au fost reținuți pe 23 ianuarie pentru corupere pasivă. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și cei de la SPIA au efectuat 23 de percheziții în mai multe locații, în dosarul în care sunt vizați angajați ai Direcției de Patrulare Nord. Joi, 26 ianuarie, magistrații judecătoriei Bălți au decis că aceștia își vor petrece următoarele 30 de zile în arest în penitenciar. Potrivit anchetatorilor, din septembrie 2023 și până acum, polițiștii suspecți ar fi pretins și primit bani între 200 de lei și 700 de euro de la persoanele care încălcau regulamentul circulației rutiere pentru a nu le aplica sancțiunile prevăzute de lege. Investigațiile au pornit de la cazul unui șofer ce ar fi fost obligat să achite 600 de euro pentru a nu fi anchetat pentru conducere în stare de ebrietate. 300 de euro. 600. De unde ții, domnule? Să spun, nu știu, știu. Au fost documentate și alte cazuri de luare de mită pentru nesancționarea șoferilor vitezomani. După ce primeau banii, polițiștii suspectați ștergeau înregistrările foto și video stocate. Ce-ți faci cu tine, băiete, dacă te grăghești tu, nu? Așa ce la fie, așa te duc în tine, nu? Iată, e normal, e poate. Ce-i În urma perchezițiilor de la sediile serviciilor de patrulare Soroca și Florești, precum și de la domiciliile suspecților, s-au găsit 80.000 de lei, peste 100.000 de euro, 3.500 de hrivne și 3.000 de ruble, dar și obiecte ce pot fi folosite ca probe în anchetă. Este adevărat că ați cerut mită de la șoferi. Țară obiectivul, nu mă spara că țară obiectivul, îți promit. Ce vă incriminează procurorii? Se incriminează adică articolul 324 cât și alineatul 4 cât și alineatul 2, adică la moment care vă declarați nu făcut, vină nu și-o recunosc, nu și-o regăsesc în ordonanța de bănuială și învinuire. Problema părinților care sunt asistenți personale ai copiilor cu dizabilități nu își găsește rezolvare. Ei au refuzat să semneze noile contracte propuse de primărie, în care salariile sunt reduse la jumătate. Părinții au respins de asemenea și angajarea în structurile sociale ale municipalității. Între timp, primăria a anunțat că a atacat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru a le obliga să întoarcă în bugetul municipiului jumătate de miliard de lei, deficit care s-ar fi format după ce executivul ar fi pus pe umerii instituțiilor municipale responsabilități suplimentare. Ministrul Muncii a negat că municipiului Chișinău i-au fost oferite competențe noi, iar purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Voda, a declarat că executivul va apăra inclusiv în instanța de judecată interesele tuturor cetățenilor. Pentru acei oameni, asistenți personali, vreau să spun că noi, în cadrul direcției, avem locuri vacante de asistenți sociali. Și, într-adevăr, suntem disponibili pentru cei doritori să îi angajăm inclusiv în funcție de asistent social, pentru ca ei să continue activitatea sa, nu doar îngrijind de apropiatul, persoana apropiată, dar și de alte persoane care au nevoie de asistență socială. Ceea ce, unul, va crește salariul pentru persoana respectivă. Părinții susțin că sunt 24 de ore din 24 alături de copiilor, care au nevoie de multă grijă și atenție, astfel că nu le-ar mai rămâne timp și de alte activități. Eu pot să vă spun că părinte și asistentul personal al copilului cu grad sever e legat de copilul acela. Adică trebuie să aveți în vedere acest fapt. Asta e realitate. Eu, de exemplu, ca mamă nu pot. La mine copilul vă spun că trebuie însoțit peste tot. Eu nu pot, eu am grijă numai de el. Am 3 copii pe care trebuie să am grijă de ei, să fiu mamă și încă plus să fac activități cu el, să merg
peste tot locul. N-aș avea puterile să am grijă de alți copii în plus. Administrația Serviciului Social Asistență Personală spune că a examinat cazul fiecărui asistent personal, dar nu oferă salarii mai mari de 2500 de lei net pe lună. În semn de protest, părinții nu au semnat noile contracte. A fost făcută evaluare în baza certificatelor, rapoartelor, activităților pe care dumneavoastră le desfășurați. Vă asigur că tot ce s-a făcut conform legislației și noi suntem ca executori, care noi suntem obligați să executăm. Săptămâna trecută, 10 de părinți au protestat la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului față de decizia reducerii salariilor asistenților personali la jumătate. Municipalitatea spune că nu are bani pentru a achita aceste servicii sociale și cere finanțare de la guvern. Ministerul Muncii a anunțat că va interveni în limita competențelor. Este absolut bizar aspectul că municipiul Chișinău spune că noi am oferit competențe noi. Nu am oferit. Până acum și de acum încolo, ei aveau competențe depline pe asistența socială. Bugetul municipalității nu a fost redus, nu există nici un argument, nici un factor obiectiv care ar justifica acțiunile cinice ale municipalității în raport cu asistenței personale. În municipiul Chișinău sunt în jur de 2200 de asistenți personali. Fosta polițistă care a urcat beată la volan și a provocat un accident soldat cu decesul unei femei și rănirea altor două persoane rămâne în arest în penitenciar pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată joi de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buicani. Avocatul a cerut eliberarea acesteia, iar procurorul plasarea sub control judiciar. Avocații victimelor au declarat că solicitarea acestora încalcă procedurile. De ce ați urcat beată la volan? Fosta polițistă și-a recunoscut vina și a anunțat prin avocat că nu intenționează să se eschiveze de la judecată sau să influențeze martorii și de aceea a cerut să fie eliberată din penitenciar. Probatorul la prezenta cauză penală, partea acuzării consideră că a fost legal administrat, este pertinent cauzei și este destul pentru a demonstra vina inculpatei în fapta incriminată. Că dumnezeu intenționează să influențeze martorii care urmează a fi audiați în prezent proces penal sau să contribuie oarecum la distrugerea probatorului acumulat la prezent proces penal, eu asemenea circunstanțe de fapt, informații privind asemenea circunstanțe de fapt nu dețin. Cererea a stârnit revoltă în rândul victimelor care au cerut ca învinuita să rămână după gratii. În cazul dat considerăm că prea devreme sau prea matur cumva procurorul neavând careva convingeri al faptului că inculpata se va prezenta sau că nu va influența cumva martorii, reieșind din situația că ultima este colaborator, a fost colaborator al inspectoratului de poliție, ridică pentru noi foarte mari semne de întrebare. Ședința a fost amânată pentru joi 25 ianuarie. Magistrații au decis că fosta polițistă rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în penitenciarul numărul 13. Apărătorul a refuzat să ne spună dacă va face contestație la Curtea de Apel Chișinău. La ședința de joi a avut loc și o situație ieșită din comun. Procurorul venit să susțină cauza a aflat în sala de judecată că a fost înlocuit de un alt. Procuratura spune că această decizie s-a luat pentru că reprezentantul ei nu a obiectat când avocatul inculpatei a cerut eliberarea ei. Consider că eu nu pot fi înlăturat deocamdată de pe această cauză penală în baza actului emis la ziua de ieri. O încheiere corectă care demonstrează faptul că procurorul a încălcat procedura, ori nu putea modifica demersul fără a avea o cuvințare de la conducerea sa. Deci astăzi vedem că este format un grup de procurori și sperăm că acuzarea își va face treaba. Accidentul s-a produs la sfârșitul lunii august 2023 în comuna Sângera. Polițista de patrulare a urcat la volan sub influența alcoolului și a accidentat mortal o tânără și a rănit alte două fete minore. Alcoolemia era de aproape 4 ori peste norma admisibilă. Dacă va fi găsită vinovată, fosta polițistă riscă până la 8 ani de închisoare.
Federația Sindicală a Feroviarilor cere conducerii Republicii Moldova să găsească urgente soluții pentru plata salariilor restante ale celor 5.700 de angajați de la calea ferată. La ce sumă se ridică datoriile, vedem în continuare în retrospectiva săptămânii. Autoritățile de la Chișinău au extins termenul de examinare a dosarelor pentru redobândirea și recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova de la o zi sau 20 de zile lucrătoare, cum era până acum, la 6 luni. Măsura a fost luată din cauza numărului mare de cereri, dar și pentru reducerea cauzelor de fraudă. Documentul a fost aprobat de guvern la solicitarea Agenției Servicii Publice. Potrivit ASP, după invazia rusă în Ucraina, numărul solicitanțelor de cetățenie a Republicii Moldova a crescut de aproape 2 ori, de la 11.000 la 20.000 de cereri. E o necesitate pentru noi, în primul rând, că s-a mărit semnificativ numărul de cereri care au fost depuse în mod special de la începerea războiului de agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vreau să menționez că nu orice persoană din stradă poate pretinde la cetățenia Republicii Moldova. În cazul nostru, noi vorbim de persoanele, fie care sunt născute sau sunt descendenți persoanelor născute pe teritoriul Republicii Moldova. În perioada 2022-2023 a crescut și numărul celor care au încercat să obțină cetățenia Republicii Moldova prin fraudare. Dacă noi în prima perioadă 20-21 am identificat până la vreo 7-8 cazuri tentative de fraude, obținerea frauduloasă a cetățeniei, în această perioadă noi deja avem 30 de cazuri identificate. Astea sunt cazuri prevenite, deci persoanele nu au ajuns să obțină, să redobândească cetățenia Republicii Moldova. În ultima perioadă, deci 22-23, sunt circa 360-370 de dosare care au fost refuzate pentru că nu întruneau condițiile. Potrivit ASP, modificarea va reduce riscurile la adresa securității statului. În ultimii 2 ani, peste 70% dintre cei care au solicitat cetățenia Republicii Moldova sunt cetățeni ai Rusiei și circa 20% ai Ucrainei. Pentru a intra în vigoare, proiectul urmează să fie discutat în Parlament. Peste 50 de mașini, 600 de calculatoare, sisteme inteligente pentru documentarea șoferilor, investigarea accidentelor și crimelor au ajuns la Poliția Națională a Republicii Moldova. Este o donație din partea ambasadei Germaniei la Chișinău, care se ridică la 3,8 milioane de euro. Soluțiile inteligente vor contribui semnificativ la ridicarea siguranței pe traseele din Republica Moldova. Poliția Națională a primit 56 de mașini de ultimă generație, iar o parte a ajuns la Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă din Chișinău. Jumătate dintre aceste automobile vor fi dotate cu sisteme inteligente și vor fi folosite de angajații INSP. Va putea documenta orice formă de încălcare care este reglementată de codul contravențional și îi se va da permisiunea din soft ca să o constate în circuitul rutier. Deci, începând de la depășiri de viteză, de la depășiri neregulamentare, de la conducere agresivă. Deja o să ne fie cu mult mai ușor să documentăm, nu cum era mai înainte, acum echipamentul e altul. European mai nou. Unitățile de gardă au primit uniforme noi și calculatoare, iar poliția s-a ales cu roboți de detectare a explozibilului. Sunt convins că aceste soluții inteligente, când vor fi puse în aplicare pe drumurile Republicii Moldova, vor contribui semnificativ la ridicarea siguranței pe traseele din Republica Moldova. Nach den USA ist Deutschland nun mal der zweitgrößte bilaterale Spender von Ausrüstung, Training und vor allem Beratung für unsere moldauischen Partner. Potrivit IGP, anual, oamenii legii documentează peste 700.000 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Pentru a ieși din tipare, unii șoferi din Chișinău sunt gata să dea bani grei pentru un număr de înmatriculare personalizat. Aceștia sunt dispuși să scoată din buzunar aproape 64.000 de lei. Agenția Servicii Publice spune că în ultimii ani tot mai mulți proprietari sunt gata să achite sume mari de bani pentru a avea un număr unic de autoturism. Dar după ce folosirea unor anumite combinații de litere și cifre s-a scumpit, această tendință s-a mai temperat. Aproape 1.800 de șoferi au cerut anul trecut să obțină numere de înmatriculare personalizate, cu aproximativ 400 mai puțini față de 2022. Cele mai scumpe combinații de simboluri sunt cele care formează un cuvânt.
cum ar fi Ion, Ana. Parcursul anului 23 au fost doar 5 solicitări de acest gen. Cele mai frecvente solicitări au fost înregistrate cu diferite litere și 3 cifre identice. Mai des 3 de 7, pe urmă 3 de 8. Unii șoferi cer ca numărul mașinii să conțină anul lor de naștere sau o altă dată importantă. Tarifele pentru astfel de plăci încep de la 3.300 de lei. Cea mai scumpă plăcuță de înmatriculare costă aproape 64.000 de lei. Șoferii cu dare de mână optează pentru o combinație de litere și cifre, cum ar fi Ana 7 sau Ala 1, de obicei prenumele conducătorului auto. Poate litera mea de familie sau de nume ar fi de ajuns. Cred eu că pentru oameni este un moft. Am zis că nu m-am gândit, dar pentru așa moft, mai mult de 2.000 eu n-aș plăti, la sigur. N-am treabă, că e scumpe. Îi permit. Ei își permit, alții își permit. Da. Dumneavoastră nu ați scoate de buzunar? Nu. Imprimarea numerelor de înmatriculare personalizată are loc la centrul de producție al Agenției Servicii Publice. Aici are loc personalizarea, după cum am spus, a plăcuțelor de înmatriculare. Echipamentul permite lucru doar persoanelor autorizate. Numărul mediu al comenzilor de personalizare este în jur de 700 plăcuțe pe zi. O astfel de placă de înmatriculare este gata în 3 zile. În 2018, autoritățile au aprobat și o listă ce conține combinații de litere și cifre interzise pe numerele de înmatriculare, având conotații discriminatorii sau obscene. Mii de angajați ai întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova nu și-au ridicat lefurile de aproape 3 luni. Ultimii bani pe care i-au primit sunt pentru octombrie. În total, restanțele salariale ale întreprinderii se ridică la 90 de milioane de lei. Administrația spune că a făcut tot ce a putut pentru a-și achita datoriile către angajați, dar situația financiară a societății rămâne complicată din cauza traficului scăzut de mărfuri. Reprezentanții întreprinderii recunosc că se luptă de mult timp cu probleme financiare, dar spun că acestea sunt cauzate de fluxul de mărfuri în scădere, din cauza războiului de la hotarul Republicii Moldova. Cauza este simplă, fiind o întreprindere de stat la autogestiune, noi depindem de traficul de marfă și acțiunile de comerciale, să le putem spune așa, realizate în timpul perioade de referință. Este o scădere drastică, pot spune aproape 30% a volumului de marfă transportată. Angajații de la Calea Ferată s-au ferit în general să-și spună păsul în fața camerei de luat vederi. Este adevărat că v-au întârziat salariile? E foarte corect, e adevărat. Pe octombrie trebuie să prânească soțul și eu tot la Calea Ferată. Să spunem altceva, nu știm nimic. Deci cauză pentru... Dar nu vi s-a spus de ce este întârziere? Când o să primiți? Nu mi spune nimic. Trebuie să întrebăm și angajații să ne spună când au primit salariul, pe ce lună, pentru că e vorba de salariul dumneavoastră. La... Potrivit conducerii de la Calea Ferată, cei aproape 6.000 de angajați și-au primit doar parțial salariile. Deși suntem aproape spre sfârșitul lunii ianuarie, muncitorii și-au primit banii cuveniți doar pentru luna octombrie, deci au restanțe de aproape 3 luni. Administrația instituției caută soluții pentru a rezolva această problemă. Conducerea societății de Cale Ferată spune că a luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv prin eficientizarea energetică a clădirilor din patrimoniu, dar nu e suficient, bugetul depinzând în mare măsură de volumul de mărfuri transportat. Alte acțiuni întreprinse sunt încercări de a atrage și mai mult volum de marfă transportat. Cu toții știți că am făcut și o ofertă pentru piață, în care dacă absolut toți expeditorii întrunesc condițiile de transport, volum transportat, au o reducere. Desigur, merg tratative și cu statele vecine ca să fie simplificate unele proceduri. Cei de la Agenția Proprietății Publice ne-au declarat că este o problemă complexă, dar nu se poate implica în procesele economice ale întreprinderii. La începutul săptămânii, Federația Sindicală a Feroviarilor a cerut conducerii Republicii Moldova să găsească urgent soluții pentru plata salariilor restante ale celor
5.700 de angajați de la calea ferată. Responsabilii de la executiv, dar și din Ministerul de Resort vor examina cu siguranță solicitarea pe care ați menționat-o în vederea identificării unor soluții pe această problemă. În prezent, salariul mediu lunar al unui angajat la calea ferată este de 8.000 de lei. Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Natalia Chicu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova. Pe curând!